Arta vocală, cântecele, în toate timpurile au avut un vădit impact pentru cultivarea și prezervarea sentimentelor naționale și patriotice. Dacă în mass media cenzura era mereu prezentă, apoi ca să mergi cu cenzura pe urmele cântecelor era mai complicat. Astfel, în zilele noastre, noi am moștenit de la înaintașii noștri un imens volum de creații de o mare valoare artistică. Mă voi referi doar la câteva cântece din acest substrat muzical, dintre cele mai reprezentative. Hora Unirii este o poezie de Vasile Alexandrii, publicată pentru prima dată în 1856 în Steaua Dunărei, revista lui Mihail Cogălnicianu. Se cântă mereu pe data de 24 ianuarie, când s-au unit Moldova cu țara românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Muzica a fost compusă de Alexandru Flettermacher, un prieten de-al poetului Vasile Alexandrii, care a scris istoria țării într-o melodie ce a rezistat de-a lungul timpului. Hai să dăm mână cu mână a ajuns imnul Unirii Principatelor, cea mai cântată melodie a vremii. Trei culori. Cântec patriotic compus în perioada Revoluției de la 1848. Autor, versuri și muzică, Ciprian Porumbescu. Textul atât cântecul patriotic original, cât și al imnului, se referă la drapelul României, un tricolor, adică un steag cu trei culori, de mărime egală, roșu, galben și albastru. De-a lungul istoriei, culorile au rămas aceleași, numai că poziția sau proporția lor s-a schimbat. Tricolorul românesc a fost inspirat după Revoluția de la 1848 de tricolorul Revoluției franceze, așa cum este cazul și în alte țări europene. Din 1977 până în 1990, acest cântec a devenit imnul României, numai că i-au fost modificate cuvintele, introducându-se o notă ideologică în conținutul său. Pe-al nostru steag e scris Unire. Este un cântec patriotic dedicat Unirii Principatelor Române, Moldova și Țara Românească de la 1859. Muzica îi parte... Da, muzica îi aparține lui Ciprian Porumbescu. Deci muzica îi aparține lui Ciprian Porumbescu, iar versurile lui Andrei Bârseanu. Melodia cântecului este în prezent imnul național al Albaniei. Dacă Ciprian Porumbescu este o personalitate mai bine cunoscută, folcloristul Andrei Bârseanu a intrat pe nedrept într-un con de umbră. Spre deosebire de Ciprian Porumbescu, care a trecut în cele veșnice mai înainte de a împlini 30 de ani, destinul i-a oferit lui Bârseanu șansa de a trăi zilele minunate ale unirii Ardealului cu România. Unirea realizată cu sacrificiile sutelor de mii de ostași căzuți pe câmpurile de luptă ale Marelui Război. Versurile scrise de către Andrei Bârseanu, care, alăturate muzicii lui Porumbescu, alcătuiesc un cântec patriotic ce ar fi meritat
pe deplin să fie imnul României. S-a aflat pe buzele militarilor români care au luptat în primul război mondial, atât clipe de câmp, de cumpănă, cât și la ceas glorios de izbândă. Albanezii au preluat melodia compusă de către Ciprian Porumbescu și au ridicat-o la rang de imn național. În existența sa ca stat, România a schimbat mai multe imnuri. Dacă am fi ales cum trebuie din prima, poate că nu le-am fi schimbat atât de des. Au ales, în schimb, albanezii foarte bine. Mm-hmm.